Omul de afaceri Ilan Șor, candidatul Ravnopravie, a câștigat din primul tur alegerile pentru funcția de primar al Orheiului, care a acumulat 61,97%. Acesta este urmat de Vitalie Colun din Partea Liberal-Democraților cu 12,89%. Locuitorii din Orhei spun că au făcut alegerea corectă pentru un viitor mai bun. Era cam greu să mă hotărăsc, dar am hotărât și am votat. Consider că din opțiunile care au fost propuse de către politicienii noștri am ales corect. Și sper într-un viitor frumos al țării noastre. Eu sper că oamenii care vor ajunge la putere, indiferent de din ce partid fac parte, se vor gândi în primul rând la oamenii acestei țări. De fiecare dată merg la alegeri și sunt convins că de fiecare dată fac alegerea corectă. Правильні прийшли, як на праздник. Вот все братья и сестры, всех привели, всех, щоб було хорошо, щоб нам було хорошо, щоб всім було хорошо, всім людям було хорошо. Правильний вибір зробили, думали, всю ніч не спали, думали за кого. Я вважаю, я зробив вибір для майбутнього своїх дітей, как бы, і сподіваюся, що це буде правильний вибір. Activismul alegătorilor din Orhei a fost ceva mai mare comparativ cu scrutinul local de acum 4 ani. Astfel, la urne s-au prezentat peste 13.000 de oameni, cu aproape 1.000 mai mult decât în 2011. Au fost sigilate urnele în prezența tot observatorilor și a membrilor comisiei și în prezent la ora 7 au votat de acum undeva la 20 de persoane, la 7.15, dar la ora 9 avem 156 de persoane care au votat. Alegătorii vin treptat la votare, incidente până în prezent nu sunt. Pentru funcția de primar al orașului Orhei au luptat 11 candidați.